era mic, îmi plăcea foarte mult mingea și alergam după ea și jucam prin sat unde eram eu, la țară, la mine, într-o comună, Socor, o comună lângă malul Dunării, unde intră Dunărea în țară. Fotbalul adevărat am început la 16 ani, în clubul din orașul Moldova Nouă, tot lângă malul Dunării. Când am împlinit 18 ani, am venit la Steaua. În fotbal, am început fotbalul și fotbalul mi-a luat foarte mult timp liber. Că fotbalul m-a restrâns foarte mult, m-a înghesuit. De mic, de când am început să joc fotbal legitimat la club, nu prea aveam timp să mă mișc, să... Doar cel puțin o zi, două, dacă aveam timp și nu aveam. Alte pasiuni nu puteam să am. Tot timpul mă gândeam la fotbal. Veneam meciuri una peste alta și la națională și nu prea aveam timp. Și presa internațională a scris într-o revistă italiană echipa săptămânii, echipa Europei a săptămânii și acolo am fost și eu în echipa Europei. În această cameră stau înaintea unui meci în cantonament, două zile stau aici în camera, eu cu prietenii mei, aici stau cu Balin și cu Hagi, aici petrecem timpul în cantonament citind, ne odihnim, în timpul nostru liber mai jucăm cărți, mai... Camera de fapt în camera asta îmi petrec majoritatea timpului meu. Camera asta e pentru mine e a doua casă. Tot timpul, mai mult timp stau aici, meciurile sunt strânse unul lângă altul și majoritatea timpului petrec aici. În cantonament. Pot să spun că în camera asta m-am obișnuit mai mult să stau aici, în camera asta, decât și stau mai mult în camera asta decât stau acasă, la mine. Chiar în momentul ăsta avem un meci de pregătire cu echipa, un meci de verificare, care venind de la munte n-am susținut niciun meci de verificare și acum ne pregătim să facem un meci de verificare. Cu o echipă mai inferioară din București, ne pregătim pentru Cupa Europeană, pentru un meci cu Rangers, Glasgow Rangers. Și tot din camera asta plec, l-am întâlnit pe Neapuiu Iordănescu, pe Sameș, pe Florin Marin, mulți jucători foarte valoroși, foarte mari în fotbalul românesc. Și am fost foarte fericit că o să pot să joc lângă ei, îmi plăcea să mă uit la ei, să le fur niște execuții, niște mișcări în teren. Venind la echipă Neaemi, antrenor al Stelei, Neaemi m-a ajutat foarte mult în intrarea mea în echipă, în echipa Steaua. De când a venit, el mi-a dat încrederea să joc, am început să joc niște meciuri amicale și jucând bine, m-a propus pentru echipa mare să pot să joc în campionatul nostru și mi-a dat șansa asta de joc. Eu m-am prezentat bine și am început să joc, le-am dat încrederea și pot să spun că până acum
mi-am făcut datoria. Acum antrenorul principal este Neapuiu Ilgănescu, un antrenor foarte, foarte bun, un antrenor tânăr, mai apropiat de noi, de noi tineri. Pot să spun că Neapuiu e un antrenor, un antrenor model și un antrenor modern, care știe să lucreze cu noi, știe să se comporte cu noi și Atalante sunt în Cupa României când am jucat cu Astea Târgu Mureș, Gloria Bistrița sus. Astea sunt tabloul ăsta după ce am câștigat Cupa Campionilor Europene. Da, a fost un tablou foarte frumos, cu o poză foarte frumoasă cu trofeul Cupa Campionilor Europene. Această minge am primit-o la meciul cu Cusișii Lahti în turul 3. Când la noi, pe terenul nostru, am făcut meci egal 0-0 și în deplasare am reușit să-i învingem cu 1-0. Și după întoarcerea noastră din Finlanda, ne-au înmânat câte o minge de fotbal. Da. La telefon. Dar cu cine vorbesc? Cu cine? Da, nu, n-am timp acum, te rog. Mai încolo, cu cine vorbim bine. Mă sun mai încolo, bine, pa. La Monte Carlo, cu Dinamo Kiev. Astea sunt... Spaniolul ăsta e un turneu, am făcut la Real Madrid, în Spania, unde au participat 4 echipe. Anderlecht, Real Madrid, Dinamo Kiev și Steaua. Pe stadionul Santiago Bernabeu. Astea sunt medaliile primite pentru câștigarea campionatului intern. Am câștigat de două ori
aceasta și aceasta. În vacanță mă duc la mine, la țară, la mine, acasă. Acolo mai că părinții, nu știu dacă, cum sunt obiceiurile de la țară, avem un porc, tăiem porc, acolo pot să mă delectez. Mă vorbesc cu prietenii, cu prietene, cu rude am pe acolo și mai mult mă duc ca să mă mai odihnesc puțin, să mă mai schimbă, cum să zic, aerul de la oraș.